Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip pentru data de 10 mai. Să vedem cum va fi ziua de 10 mai. Așa, după cum puteți vedea, sunt trei ulcele, verde, neagră și roșie. Și o să vă rog să vă alegeți una dintre ele, care considerați că, cu care considerați că rezonați mai bine. Și eu voi începe cu ulcica verde. Să vedem cum va fi ziua de 10 mai pentru cei care au ales ulcica verde. Bun, cărțile deja vor să iasă. Nu știu cum să pun ulcica ca să puteți să o vedeți. A, este foarte bine. Văd că cei care au ales prima variantă au un inel mâine. Ceea ce este foarte bine și foarte frumos. Aici, că aici se vede ulcica foarte bine. Bun. Și acum să începem. Deci, inelul. Inelul înseamnă relație între două persoane. Mâine, cei care ați ales ulcica verde, veți face o nuntă sau un acord. Dacă nu puteți face nunta mâine, nu e nicio problemă. Faceți cel puțin acordul. Oricum este o zi frumoasă și este o zi plină de fericire. Începe ziua foarte frumos pentru dumneavoastră. Să vedem ce mai avem aici. Mai avem și luna. Luna e simbolul de pace. Iar în cazul dumneavoastră spune că dacă aveți răbdare, veți obține ceea ce vă doriți. Din nou, frumos. Mai avem aici o femeie. Să vedem cine este femeia și ce vrea să spună. Această femeie, după ce obține de la tine tot ce vrea, te părăsește. Deci, atenție că aveți în jurul dumneavoastră o persoană care dorește să obțină anumite lucruri de la dumneavoastră, după care pleacă din viața dumneavoastră. Deci, atenție mare! La cine, ce dați și în ce condiții. Mai aveți aici o scrisoare. Care această scrisoare vă spune că veți primi știri interesante și chiar neașteptate. Poate chiar și cererea în căsătorie de mâine, nu vă așteptați la ea, dar o veți primi. Deci, lucruri foarte frumoase. Să vedem și alte imagini. Da, uite, mai aveți aici o carte. Deci, cei care ați ales prima variantă, mâine stați chiar foarte bine, pot să spun. Această carte vă spune că cineva v-a încredințat un secret, iar probabil dumneavoastră din greșeală l-ați spus mai departe, l-ați dezvăluit. Sper că nu este așa și sper că a mai știut cineva despre acel secret și acea persoană să dezvăluie acel secret și să nu fiți dumneavoastră. Însă atenție mare la cine ți-ați spus și în ce condiții, pentru că nu toată lumea știe să țină secretele. Să vedem dacă mai putem afla ceva. Oricum, mâine, cei de la prima variantă, aveți o zi foarte frumoasă. Chiar dacă eu o să mai am alte lucruri de spus sau nu,
Per ansamblu veți avea o zi foarte, foarte frumoasă, cu cereri în căsătorie, cu acorduri, cu, chiar dacă este duminică, este o zi benefică. Da, nu cred că mai sunt altceva ce trebuie să știți. Oricum, eu zic că sunt suficiente vești pentru ziua de mâine. Deci mâine veți avea o zi foarte frumoasă, o duminică foarte frumoasă, o duminică în care vi se îndeplinesc dorințele. Deci ce poate fi mai frumos de atât? Și acum să trecem mai departe la ulcica neagră, da? Deci este ulcica neagră. O punem aici ca să avem spațiu pentru cărți și să vedem cum va fi ziua de mâine, 10 mai, pentru cei care ați ales ulcica neagră. Chiar dacă ulcica este neagră, să sperăm că ziua nu este atât de neagră pe cum este ulcica. Da, deja cărțile vor să iasă și la dumneavoastră și atunci să le dăm frâu liber. Dacă ele vor să iasă să ne spună deja veștile, noi nu avem motive să le oprim. Bun. Și acum să vedem ce vor să vă spună cărțile. Oricum, veștile la dumneavoastră se lasă destul de mult așteptate, deoarece de cum le-am așezat nu a ieșit nicio imagine, dar să sperăm că nu se lasă chiar atât de mult așteptate. Să vedem ce putem afla. Da, aveți în primul rând o balanță. Această balanță vă spune că trebuie să aveți echilibru în viața dumneavoastră și cineva te va fermeca cu bunătate, la care vei ceda. Deci, atenție, cei căsătoriți la cine veți ceda. Cei care sunteți singuri, e bine, e foarte bine. Mai departe, să vedem ce mai putem afla.
Da, dumneavoastră mai aveți aici și o pisică. Iar pisica vă spune, după ce vei primi o lovitură, îți vei ascunde sentimentele cu demnitate. Cineva vă va răni și cel mai probabil în dragoste. Mai aveți aici bani, să vedem ce vor să ne spună acești bani. Acești bani vor să spună că veți găsi succes și profit într-o afacere, în ceva ce vreți să faceți dumneavoastră. Poate să fie o afacere, poate plecați la undeva la muncă, de ce nu și în străinătate. Deci, indiferent de ce veți face, în legătură cu banii veți avea profit și succes. Da, deci mâine pentru dumneavoastră va fi o zi și cu bune și cu rele. Dacă nu țineți minte ceea ce v-am spus, nu-i nicio problemă, le puteți nota pe o hârtie și să vedeți exact ce și cum se întâmplă. Deci cam atât am avut de spus pentru ziua de mâine, pentru ulcica neagră. Și voi trece la ulcica roșie, da? Să vedem cum va fi ziua de mâine pentru ulcica roșie. Cum va fi ziua de mâine pentru ulcica roșie. Bun. Să vedem ce vor să ne spună cărțile, pentru că așa din prima n-a ieșit nicio imagine. Probabil că la dumneavoastră veștile încă se lasă așteptate și din câte se pare chiar se lasă așteptate, dar văd că putem începe cu o vulpe. Uitați așa că n-am... Așa mai trebuie întoarsă odată cartea, da? Iar această vulpe vă spune să aveți grijă că veți simți încredere nejustificată față de unele persoane. Deci gândiți-vă ce persoane aveți în jurul dumneavoastră și de ce aveți încredere în ele. Și atunci vă veți da seama că sunt persoane în care aveți încredere, dar nu știți de ce. Doar pur și simplu vă ziceți, a, păi mie inspiră încredere. Dar acele persoane nu sunt chiar atâta de încredere doar pentru că vă inspiră încredere. Deci atenție mare în ce oameni aveți încredere și de ce. Să vedem și altceva dacă mai putem afla.
Bun. Mai aveți aici o femeie. Această femeie încearcă să vă spună că după ce obține de la tine tot ce vrea, te părăsește. Deci atenție mare. Și vă mai spune să fiți atenți, nu credeți spectacolul din politețe. Este fals. Deci dacă cineva vine din politețe și vă spune, vai ce frumos ești, doar pentru că vă spune din politețe, acea persoană este falsă. Da? Deci nu aplecați urechile la fiecare persoană care vine și cine știe ce vă spune. Încercați să fiți un pic persoane echilibrate, care știți să discerneți atunci când omul este fals și când spune adevăr. Mai avem aici un rac. Iar acest rac vă spune că mândria ta va fi rănită. Deci cineva vă rănește direct acolo în orgoliu. Deci, pe ansamblu, ziua nu ar fi foarte rea, doar că mai aveți oameni care caută să vă rănească, oameni care se dau pe lângă dumneavoastră lugu-lugu pentru a obține anumite lucruri. Deci, dar fiți atenți pentru că dacă sunteți atenți, ziua se poate termina frumos. Dar trebuie puțină atenție. Și cam atât am avut de spus și pentru Lucica Roșie. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, să vă abonați la canal în cazul în care nu sunteți deja abonați. Să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări ori de câte ori postez câte un videoclip. Vă mulțumesc! La revedere!